Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Mai înainte de crucea Ta, Doamne, muntele cerului s-a asemănat și norul ca un cor s-a întins, schimbându-te Tu la față și de Tatăl mărturisit. De față era Petru și cu Iacob și cu Ioan, ca unii care aveau să fie împreună cu Tine și în vremea vânzării tale, pentru ca văzând minunile tale să nu se înfricoșeze de patimile tale, cărora să ne închinăm în pace, în vrednice ne pre noi pentru mare straja dimineții până în noapte, din straja dimineții, să nădăjduiască Israel în Domnul. În munte înalt, schimbându-se la față, Mântuitorul, având pe ucenicii cei mai aleși, cu preaslăvire a strălucii, arătând ucenicilor când de vor străluci cu înălțimea virtuților, se vor învrednici și de dumnezeiasca slavă. Și vorbind împreună cu Moise și cu Ilie, Hristos a arătat că peste cei vii și peste cei morți stăpânește, că cel ce a grăit de mult prin lege și prin proroci este Dumnezeu, căruia și glasul Tatălui din nor luminos l-a mărturisit.
când zicând pe acesta să-l ascultați, carele prin cruce va preda iadul și va dărui morților viață veșnică. Schimbând.
feri, să vadă chipul cel nevăzut. Slujau cu frică și cu cutremur. S-au spăimântat pământul s-a cutremurat, văzând pe pământ pe Domnul slav.